Raionului Dubăsar, domnul Grigori Policinski. Și o echipă de la Universitatea Constantin Stieri, în frunte cu domnul Iavornic. Deci, astăzi, pentru ce oferim cuvântul domnului președinte al Raionului Grigori Policinski. Vă mulțumesc! Estimați profesori, dragi tineri, vreau să vă salut prezența dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să veniți la această întâlnire. În primul rând, sigur că participarea președintelui Senatului Universității Constantin Stieri, domnul Gheorghe Avornic, care vreau să-i spun mulțumesc și bine ați venit în Raionul Dubăsari, împreună cu colegii din cadrul acestei universități și, sigur, împreună cu colegii din cadrul Direcției Învățământului și Sport, colegii din aparatul președintelui Raionului, inclusiv serviciul promovare a colegiului de tineret, vreau să mulțumesc conducerii liceului Ion Preangă, domnului Tudor Verlan, pentru disponibilitatea de a ne oferi această sală pentru a avea, practic, două discursuri. Prima parte. Sigur că, în calitate de președinte de raion, am avut nouă întâlnire cu dumneavoastră, cu participarea multor tineri, practic toate clasele liceale au fost alături de noi, conducerea raionului, atunci când, la începutul anului de studii 2014-2015, am pus niște sarcini. Am găsit și ne-am înțeles împreună cu dumneavoastră că noi trebuie să facem tot posibilul ca anul de studii 2014-2015, mai ales acei care sunt absolvenți, fie că treaptă gimnazială, fie că la liceu, să se pregătească cu mult mai bine și să obțină rezultate cu mult mai bune decât a fost în anul de studii 2013-2014. Noi ne-am înțeles la acest capitol. Așa? Așa. Mai mult ca atât am spus că noi vom face tot posibilul să vă susținem, să întreprindem toate măsurile pentru ca condițiile de activitate dumneavoastră să fie bune, să căutăm soluții și posibilități pentru a veni față de dumneavoastră cu unele propuneri și față de profesori și față de tineri pentru a îmbunătăți cadrul metodic de predare, pentru a îmbunătăți condițiile și capacitățile voastre a tinerilor care fac studiile în instituțiile din Raionul Dubăsari. Ceea ce am făcut astăzi și ceea ce am promovat, sigur că este o parte componentă din aceste strategii care le-am promovat insistent în parcursul la mai mulți ani. Datorită acestui fapt, noi avem exemple foarte bune, avem exemple minunate, practic, de prestație a tinerilor noștri la diferite activități, la diferite măsuri, inclusiv, aș spune eu, inclusiv și în participarea publică a dumneavoastră. Una din măsurile de activitate a Consiliului Raional Dubăsari, pe care sigur că îl prezentăm noi, ca rezultat al activității și ca rezultat al acestei vedeare, ieri am fost la două instituții de învățământ, la Pucrebe și la Dumnezcare, unde au fost înmânate distincțiile și primele bănești pentru premianții la Olimpiada Școlară. Astfel, noi încercăm să venim nu doar cu cerință față de voi. Astfel, noi dorim să venim și cu o motivație clară pentru acei tineri care, cu adevărat, au dat dovadă și de sărbuință și de capacitate de a se prezenta cu cunoștințele sale bine, foarte bine sau pur și simplu de a se prezenta la Olimpiada Școlară care a avut loc în gimnaziul Ustea. Acest lucru este încă un plus la acea motivație care noi o
facem pentru cei mai tineri, pentru cei mai activi, pentru cei mai buni elevi care beneficiază și vor beneficia sigur că și de bursa președintelui raionului. Toate aceste lucruri sper foarte și foarte mult să ne aducă bucurii și nouă ca conducători administrației publice locale, și profesorilor, și conducătorilor de instituții, și sigur bucurii pentru voi personal și pentru părinții voștri. Voi trebuiți, și odată acceptez, voi trebuiți societății noastre. Acest lucru l-am spus și anul trecut, și anii precedenți, și acest lucru am să-l repet permanent la toate întâlnirile cu dumneavoastră. Dar să știți, niciodată nimeni, nici președintele raionului Grigore Policescu, nici un rector, nici un director de instituție, nici părinții voștri nu vor avea posibilitatea să vă vâie în cunoștințele respective, să vă impună, să vă dea ceva cu forță. Absolut 99% depinde de voi, de fiecare parte. Nouă ne rămâne sarcina să asigurăm condițiile bune, nouă ne rămâne sarcina să vă ajutăm, nouă ne revine sarcina să nu vă încurcăm vouă pentru a face studii și carte bune în instituțiile de învățământ la noi. Pentru a avea posibilitate, sigur, să mergeți mai departe la instituțiile superioare de învățământ din țara noastră. Spunând aceste lucruri, vreau să aduc sincer mulțumiri profesorilor voștri care v-au pregătit și vouă, sigur, pentru prezență, pentru participare și pentru rezultate bune la Olimpiada Școlară Raională. Astfel spunând, aș vrea să invit și să mulțumim. Pentru cunoștință profundă la disciplina școlară istoria, domnișoara Hâncu Daniela. Diploma de mențiune se discernează la disciplina școlară fizică, eleva clasei a 10-a, Cafte Veronica. Foarte bine că elevii deja au școală virtuală. La disciplina școlară geografia se discernează cu diploma de mențiune eleva clasei a 10-a, Croitor Dean. Cu diploma de mențiune se discernează pentru participare la disciplina școlară limba franceză eleva clasei a 12-a, Sandu Lucia. Pentru participare la disciplina școlară limba și literatura română se discernează cu diploma de mențiune eleva clasei a 12-a, Ivanova Alina. Se discernează eleva clasei a 10-a, Bordean Dorina. Clasei a 9-a, Dascălița Iulian. Stimați profesori, dragi tineri, și acum vreau să invit pentru a amâna diploma de gradul 3 pentru demonstrarea cunoștințelor profunde la disciplina școlară geografia în cadrul concursului raional Olimpiada 2015 și o primă pănească de 100 de lei, eleva clasei a 12-a, Grosul Dean.
diplomă de gradul 3, la disciplina școlară în informatică, se discernează elevul clasei a 9-a, Otai Vlad. Disciplina școlară chimie. Se discernează eleva clasei a 12-a, Postavit Doina. Diploma de gradul 3. La disciplina școlară istorie se discernează eleva clasei a 10-a, Rusu Felicia. Thank you.
diploma de gradul 1 se decernează la disciplina școlară informatică. Eleva clasei a 11 solonare pe Eugen. Și ultima diplomă de gradul 1 se decernează la disciplina școlară limba și literatura română. Eleva clasei a 11-a, Niculiță Utilia. Iată exemplu. Sigur că stimați prieteni, permiteți anume așa să mă adresez la dumneavoastră. Eu cred că exemplul respectiv, inclusiv acei tineri care au participat la mai multe discipline, au obținut locuri premiante și la disciplină și la alta, este un exemplu că în raionul Băsari, în instituțiile de învățământ, se face car. Eu aș vrea să îndemn toată lumea să fie mai atenți, să fie mai implicați, să facă studii mai bune, pentru că anul viitor, majoritatea din cei care sunt în prezență aici, nu zic toți, toți niciodată nu vor fi, dar majoritatea dintre voi să fie fie studenți la instituții superioare de învățământ, sper foarte mult ca așa să fie absolvenții liceului, fie că să obțineți rezultate minunate, foarte bune la olimpiada școlară și să obțineți rezultate foarte bune și la olimpiada republicană, pentru a avea posibilitate, fără niciun fel de concurs, să mergeți să faceți studii la instituții superioare din Chișinău și din alte regiuni, atât din Moldova, cât și peste Hotare. Încă o dată, felicitări vouă și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru participare, implicare și sigur că pentru susținere care ne acordați la diferite activități care noi, Consiliul Raional Păsari, le organizăm împreună cu Direcția Învățământ, cu conducerea instituțiilor de învățământ, cu profesorii și obligatoriu cu voi. Succes în vouă tuturor! Mulțumesc! Datorită susținerii primite la adresa dumneavoastră și a întreg Consiliul Raional, dorim să împărtășim acest succes anume cu dumneavoastră și să vă exprimăm recunoștința pentru contribuția pe care ați avut-o și o aveți pentru generația în creștere și consecuție de primi bănești sunt și vor fi un stimul pentru a depune un efort mai mult și a obține rezultate mai frumoase pe viitor. Și noi consider toți împreună vă promitem că la anul vom obține mult mai multe locuri premiante.